District is here, a ajuns la cetatea Râșnovului și vom avea alături de noi pe domnul Nicolae Pepene, istoric și directorul Muzeului de Istorie din Brașov. O să ne povestească despre aceste locuri și bineînțeles că îl vom avea invitat și pe Sabin Penea, care ne va comenta despre repertoriul lor ales pentru acest episod. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit în cetatea Râșnov. Ieșim de granitele Bucureștiului și pentru prima oară în acest district într-o cetate medievală. Da, ați ieșit din granițele Bucureștiului, ați trecut niște granițe nevăzute ale istoriei, pentru că dezvoltarea Râșnovului a stat practic sub semnul trecerii munților, în sensul că Râșnovul s-a dezvoltat foarte mult în fiecare epocă istorică datorită faptului că a profitat de cel mai important drum comercial, mai nou devenit drum turistic al zonei, respectiv trecătoarea Branului. Nu intrăm acum în amănunte istorice, dar vă pot spune că în vecinătatea cetății, undeva în cheile Râșnoavei, există o peșteră unde au fost descoperite urme de locuire încă din Paleolitic, deci din prima epocă a pietrei. Este deodată cu omenire aici la Râșnov. Apoi, foarte important, chiar în zona în care ne aflăm, acum un loc ales de artiști pentru a-și desfășura diverse spectacole. Aici aveam situl dacic, spun aveam, pentru că din păcate acum câțiva ani o afacere privată a distrus acest sit istoric, dar e important să punctăm faptul că pe dealul cetății se pare că a existat o așezare dacică foarte importantă, lichidată odată cu venirea romanilor, undeva jos lângă Bârsa. De asemenea am avut apoi un castru roman foarte important. Dar ca să ne raportăm strict la istoria medievală a cetății, pentru că ce vedem în jurul nostru sunt fortificații medievale, putem vorbi de o fortificație medievală încă din secolul al XIII-lea și aici nu doar pentru că ne raportăm la legendă care spune că a fost ridicată această cetate de către Ordinul Cruciat al Cavalerilor Teutoni, ci și descoperirile arheologice merg foarte mult înspre prima epocă a colonizării germane și apoi avem argumente inclusiv în arhitectura militară clare care spun că cetatea a existat chiar mai devreme decât se știa până acum. S-au păstrat acele tradiții ca fiecare breaslă să aibă un turn? Nu, la Râșnov nu discutăm de bresle, pentru că Râșnov în primul rând era o așezare agrară. Chiar dacă și-a dezvoltat comerțul, chiar dacă existau meșteri în zonă, meșteri prinși în breslele țării Bârsei, trebuie să reținem un lucru. Atunci când vorbim de zona țării Bârsei și vorbim de bresle, vorbim de Brașov. În rest, aceste localități din jurul Brașovului erau în primul rând furnizoare de hrană și de materie primă. La fel și așezările românești, pentru că vreau să punctăm un lucru, pe lângă așezarea săsească, Rozenau, mai avem o așezare românească foarte importantă în cadrul acelorași hotare, ca să spun așa, o așezare românească care avea niște rădăcini foarte puternice la sud de Carpați, dovadă faptul că foarte mulți domnitori, nu doar Mihai Viteazu, și alți domnitori dinaintea asta, după el, mai cu seamă Neagoe, Basarab Matei, Basarab, au făcut donații foarte importante bisericii ortodoxe din Râșnov, Bisericii Sfântul Nicolae, care este cea mai veche biserică din sud-estul Transilvaniei și foarte important, că n-ai o biserică atât de impunătoare, înseamnă că era o comunitate prosperă. Când domnitorii trimiteau dani aici, înseamnă că exista o legătură strânsă. Biserică ortodoxă. Este o biserică ortodoxă pentru că eu aș evita în evul mediu să vorbesc numai de etnii, da? Români, sași, maghiari. Cred că ar trebui să discursul să meargă foarte mult înspre zona religioasă, pentru că prima împărțire era făcută de către religie atunci. Râșnovul a reintrat în viața culturală românească după ce ani de rândul din 50 până în anii 2000, practic orașul a fost transformat cu forcepsul într-o zonă industrială. Da și nu, în sensul că nu putem vorbi de un reintrat în viața culturală, pentru că Râșnovul a fost un orășel de provincie, n-a avut niciodată o viață culturală intensă. Acum este, să zic așa, vârful de formă. Acum, într-adevăr, are viață culturală puternică. Eu vă doresc dar, să fie vârful de formă. Eu vă doresc să fie panta ascendentă. Mulțumesc. Corect. Raportându-ne la trecut, trebuie să recunoaștem că suntem pe această parte, panta ascendentă și suntem acum undeva într-un vârf.
pe care sper să-l depășim tot urcând în anii viitori. Ce pot însă să vă spun este că aveți dreptate atunci când vorbiți de profilul așezării. Adică în perioada interbelică deja Râșnov era stațiune turistică, era stațiune climatică, era un burg liniștit care a fost bulversat de venirea comunismului și de industrializarea forțată. Din fericire, pentru Râșnov, această industrializare, această dezvoltare urbană nu a afectat centrul istoric. Cred că un mare farmec al Râșnovului pe lângă cetate este arhitectura veche, cam de jumătate de secolul XIX, sfârșit de secolul XIX, păstrată atât în zona săsească cât și în zona românească. Există o zonă de protecție arhitecturală și istorică foarte largă în Râșnov. Te poți pierde pe străduțele din Râșnov și dacă nu ai avea din când în când câte o mașină modernă prin zonă, ți-ai putea închipui că ești la 1900 aici, momentul în care cumva Râșnovul intră în epoca sa modernă, desprinzându-se de perioada medievală. De ce am folosit noi repetorul ăsta acum? Primul îmi zic că Haydnul pentru că îl pregătim pentru Viena. Acum. Pregătim pentru Viena și a trebuit să ne acomodăm contextului în care am fost nevoie să cântăm. Acest partid de Haydn fiind unul cu motive folclorice și cu motive tradiționale medievale, mai ales în părțile 1 și 4, drept care am convenit să... Și punem partea a 4-a, care mi se pare nouă că se potrivește bine între pereții cetății. Mediu cavaleresc. Mediu așa, da, e mai o piesă mai de turnir, ca să zicem. Și, cum am spus, este foarte valoroasă pregătirea noastră pentru cursul lui ISA, la care ne pregătim să mergem la începutul, la mijlocul lunii august, mijlocul lunii mai puțin de 2 săptămâni, după care suntem foarte nerăbdători să mergem. Și Cașmirul de Led Zeppelin, na, pentru că mi se pare că e o piesă care se potrivește întotdeauna între ziduri groase de piatră. E așa, evocă heavy duty, nu știu, că o fi bolovani, că o fi halebarde sau ceva, dar mi se pare o piesă așa, care e construită din bolovani mari, ca și cetatea asta, așa că, na. Da. Pe cam asta avem noi de spus vis-a-vis de repertoriul Cuvatetului Solatis din acest episod Dați District de la Râșnov. Thank you.
Thank you.
Thank you. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.